ai acceptat invitația noastră să ne prezinți jucăria asta de Mercedes. Spune-ne, te rog, în ce model ne aflăm, spune-ne ceva despre ea. Cum ai achiziționat-o, de unde, ce poveste are? Este un Mercedes S-Class, da? Din 1968. 950 SE. Adică are motor de? 2800, 150 de cai. Benzină 6 linii. Benzină 6 linii, două carburatoare. Două carburatoare. E automat. Câte trepte? 4. 4 trepte. Asta e seria W? 108. 108. V108. Adică e succesorul lui W111. Da. De... Mașina asta spune, are o poveste ceva de unde ai cumpărat-o sau când ai achiziționat-o de curând? Da, de curând am achiziționat-o, de 3 luni. Am luat-o din Grecia. Bine, am avut noroc. Am găsit-o. Mi-a plăcut, a fost conservată, bine. Are da, totul, totul ai... original. Absolut totul original. Da, totul original și conservat de 50 de ani. Ai avut ceva, nu știu, probleme cu ea până acum? Nu, n-am avut. N-am modificat nimic, n-am schimbat nimic, n-am luat nimic. Ce-am rămas surprins de când am intrat în mașina sau de când ai ajuns cu ea, e starea în care se află toate elementele din interior. Da. Adică la o mașină de atâți ani, lemnul ăsta arată și ca cum a fost scos de fabrică. Da, a stat în vitrină, 30 de ani. Cum adică în vitrină? La expoziție. Da. Da, are 60.000 de km. Asta da mașină de cumpărat atunci, sau încă ai găsit-o, bine, e fost norocos. Da. Când am văzut-o eu era arbunită, m-am dus la proprietar, doamne, că îți dau mai mult, n-am vrut să audă. Și a zis, bă, las totuși numărul de telefon, dacă e ceva, mă contactați. Și după o săptămână m-a sunat. Doamne, nu mai vine să o ia. Te mai interesează? Ai venit pe rost cu ea? Nu, n-am venit. Vreau să vin pe rost, dar am zis să nu mă risc. Da, normal. Și o cunoșteai, da? Pe platformă, da. Că erau și căldurile alea, 40-50 de grade. Corect, da. Ce vreau să te întreb? Spune-te ceva despre ei, că am văzut că multe lucruri nu sunt așa comune ca la mașină în ziua de azi. De exemplu, am văzut că nu are oglindă în partea dreaptă. Știu că și la mașini, în anul ăla, de obicei nu veneau cu oglindă. Era opțiune. Dar pe dreapta, la unele mașini. Nu aveau toate, adică nu aveau oglinzi pe lucrurile rombe și pe toate drumurile. Corect, da. Și aceea au întâmplat probleme și au pus. Mașina fiind un S-Class, practic, al vremii ei, are destul de multe dotări de cupluț. Are, da. Ce poți să ne spui despre ea? Ce dotări are mașina? Are, să începem cu, are trapă electrică, funcțională, bineînțeles. Am observat că are antenă electrică, când pornești pe asta, este antena. Servo, direcție văd. Servo, da. Pe vremea aia, climă, nu? Climă, nu. Aer condiționat. N-are aer condiționat. Dar aveau pe vremea aia. Asta ce sunt de la... Asta e de la ce? De la încălzire? De la încălzire. A, de la motor, după aia. Da, da. Am înțeles, da. Asta este lem-lem aici. Lem-lem, da. Că mașinile ziua de azi vin cu imitația aia de lemn, da, plasticul ăla și... Da, da. Claxonul e poziționat aici. Da, da. Are un claxon, da, te trezește. Și spune, te rog, de ceva despre... Dacă apeși pe... are la pedală, dacă apeși pe... să se pună stânga. Da. Dacă apeși pe apunește pe tarele. Așa sunt la unele modele Dacia Metris. Da. La fel, da. Au pedala aia. Are... dezaburire. Geamul. Doamne, interiorul ăsta stai, e loc. Scaunele sunt, toți mi-au spus, doamne, le-ai schimbat, sunt noi. Asta am văzut și eu, da. Chiar vreau să te întreb, următoarea întrebare asta era, dacă ai schimbat scaunele sau dacă le-ai tapizat. Nu, așa. Scaunele e original. Da, original. Nici la mine mașina nu arată pe ele astea. Sunt... a fost conservată mașina, nu mai ce să... De-aia mi-a plăcut. Da, păi până la urmă știi, mașina asta pe vremea aia era cumpărată doar, era achiziționată și cumpărată doar de elite. Da. Na. Și în vremea asta. Dai seama, până în 68 să apară pe o mașină ca asta. Da. Ele s-au fabricat din... Din 65 până în 72. A, puțin. Da. N-au fost.
Am citit undeva că ar fi fost făcute în total undeva la 360.000 de bucăți. Da, modelul ăsta al meu sunt 55.000. 55.000, da, că el a venit cu mai multe motorizări, inclusiv ultima. Știu că au pus pe ea un 6.3 între 8. Da. Păi din an în an mai puneau ceva, puneau comentarii. Am întâmpinat la rar probleme cu ea. De ce? N-aveam bază de date, bineînțeles. Asta este, nu ești singur. Nici la Mercedes n-am găsit la noi, în țară. M-au trimis la Stuttgart, la Classic Center. Da, ei au divizia aceea, da. Mercedes. Ce am dat un mail, mi-au răspuns în 3 minute. Și mi-au dat detalii despre mașină, dar mi-a spus nu putem despre acest model să vedem detalii, pentru că nu știm dacă ești proprietar. Am înțeles. Știi că ei poate să-ți spună inclusiv cine a fost primul proprietar, dar toate informații trebuie să le afli de la ei. Da, da, poate să, dar trebuie să merg cu actele, mi-au spus, original, la ei. Sau la un... Adică trebuie să deplasezi până la ei sau... Nu, la o, cea mai apropiată reprezentare. La noi e la București. Da, da, da. Mașina tu ai păstrat exact cum tot, carburatoarele, platină, tot, nu e cu tot, tot are cu carburatoare, nimic, da. Aprind electronică sau... Nu, nu, nu. Tot original. Ce consum are o mașină ca asta? Cred că 15. 15. 15. Da. Oricum ce am să văd de când ai ajuns cu ea, de când ai venit. Motorul atât de silențios. Eu zici că e pornită. Da. La anii. Adică nu te aștept să mergă atât de rotund motorul fiind și carburație. Să ne înseamnă că sunt reglate destul de bine carburatoarele. Da, sunt reglate și bine, n-are nici mulți kilometri. Îmi place cum se vede tot timpul la un acest, la cele clasice, deosebit. Să te uiți prin... prin țintă, prin stea. Și tu ce gânduri ai cu mașina? Doresc să o păstrezi? Mai achiziunezi ceva? Asta prima ta mașină clasică, nu? Da, prima clasică. Și cum ai prins boala asta cu mașini clasice? Am prins-o la voi. Piața Ovid. Da? Asta vară, da. Ai fost acolo prezent? Da. Știi că noi am fost cu un Aro 304. Bine, aveam... plăceau, îmi dai seama. Dacă ai observat orice piața Ovidiu în mai, am venit cu un Aro 304. Da, am la Ceaușescu. Noi am fost cu el atunci. La mașina vă care are demaraj. La are, ce caroserie are? Are 150 de cai. Ai idee cât cântărește mașina asta? 9 tone. Nu să merg, vreau să o trec și la retromobil, la istorie. Păi, are ani, are tot ce trebuie, e restaurată. Are, tot, da. N-am avut eu timp. Tu am crezut că deja este? Nu, mai. Urmează. Bișteria asta de mașină. Chiar că bișteria de mașină asta. Mulțumim mult de tot, Remus. Îți mulțumim mult încă o dată că ai acceptat. Și până data viitoare ne auzim. La revedere!